și bine v-am regăsit! Începem știrile cu cele mai importante informații ale zilei. Sute de râmniceni au participat la cea mai amplă acțiune de curățenie, Let's Do It România, alăturându-se mișcării Let's Do It World, care se desfășoară în 175 de țări. Pe 18 septembrie, 175 de țări din comunitatea Let's Do It World s-au unit într-o cauză comună, o lume fără deșeuri. În acest context, Let's Do It Romania a organizat o zi de curățenie națională la sfârșitul săptămânii trecute, zi în care voluntarii din mai multe instituții s-au mobilizat pentru a strânge deșeurile din natură. La Râmnicu Vâlcea, acțiunea s-a desfășurat concomitent în 7 zone: Ștrand Ostroveni, Ambient, Zona Nord, Dealul Capela, Zona Troianu, Lac Ostroveni și Fedele Șoiu. În județ Vâlcea s-au alăturat acțiunii instituția prefectului, iar la nivelul municipiului, primăria Râmnicu-Vâlcea, precum și alte instituții. În zona comercială Ambient, Baraj Olt, una din intrările în municipiul Râmnicu-Vâlcea, a cărei priveliște frumoasă oferită de malul Oltului este întinată de gunoaiele aruncate la voia întâmplării, au fost prezenți 100 de voluntari. Încercăm, iată, să strângem, să facem curățenie și să conștientizăm în același timp, să-i conștientizăm pe ceilalți că nu mai trebuie să mai aruncăm gunoaie și nu mai trebuie să le mai lăsăm la voia întâmplării, pentru că de noi toți depinde și de fiecare în locul în care trăiește, muncește sau își desfășoară activitatea. E important să facem lucrul acesta, e important să facem și genul acesta de acțiuni. Trebuie să dăm astfel de exemple cu toții, pentru că trebuie să păstrăm natura curată. Ea ne hrănește și ne oferă cel mai frumos loc în care putem trăi și trebuie să avem grijă de asta, să dăm un exemplu copiilor noștri, că doar păstrând natura curată vom putea să stăm și să ne fie bine foarte mult timp pe acest pământ. Mă bucur să văd că instituțiile din subordinea guvernului au răspuns la apelul nostru și sunt astăzi și ecologizează toate zonele din tot județul. În județul Vâlcea ne-am mobilizat, spun că ne-am mobilizat, avem 8 zone la momentul ăsta, 8 zone unde se colectează, unde se strâng deșeuri. Instituția prefectului și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor deconcentratelor care astăzi participă la această acțiune. Sper ca astfel de acțiuni și pe viitor să fie realizate și să conștientizăm cu toții prin această acțiune că trebuie să ținem o Românie curată. Aceste acțiuni i s-au alăturat peste jumătate din primăriile județului Vâlcea, instituții precum și diferite asociații. Aș vrea să mulțumesc asociației Zâmbete Colorate, pentru că de câtva timp suntem în permanentă legătură. Este o acțiune care mie îmi place sincer, îmi place extraordinar de mult. De fapt, este și un mod de socializare, să ieșim și să ne cunoaștem, să facem curățenie în locurile de municipiu. Am înțeles că deja s-au organizat în 7 puncte. Felicit toate instituțiile care s-au implicat în această acțiune și dacă astfel de acțiuni le vom face cât mai des, cu siguranță Râmnicu Vâlcea își va păstra locul de cel mai curat oraș din România. În acest an mi-am adus inclusiv soția, ca să vedem cum se acomodează la această muncă. Îi place să facă astfel de, să participe la astfel de acțiuni. Mulțumesc tuturor locuitorilor care s-au implicat în această acțiune, fiindcă suntem de la an la an din ce în ce mai mulți, și de asemenea tuturor vâlcenilor, fiindcă acțiunea se desfășoară pe întreg județul Vâlcea. Trebuie să facem și acest lucru pentru că este foarte important pentru mediu, pentru tot ce înseamnă în județul Vâlcea acest aspect. Da. Și am răspuns cu prioritate pentru această activitate și este foarte important, da? Facem și puțină mișcare. La acțiune au participat și elevi care au dat dovadă de multă responsabilitate, dar și de conștientizare a importanței acestui demers. Lumea a început să devină din ce în ce mai murdară și acest lucru ne afectează și pe noi și pe planeta noastră. Vi se pare normal să participați la astfel de acțiuni de pe băncile școlii? Ar trebui să fie foarte normal pentru oameni, pentru că totuși ne afectează pe noi. Ar trebui să fie chiar obligatoriu, dacă mă întrebați pe mine. Postul de televiziune Antena 3 Vâlcea, parte a campaniei Media ajută mediul, a fost prezent la această acțiune. Noi suntem parteneri în campania Let's Do It la nivel internațional. Suntem foarte bucuroși să participăm. Noi chiar mai avem încă o campanie care se numește Media ajută mediul, în cadrul căruia organizăm acțiuni de ecologizare. Ne bucurăm foarte mult să dăm bun exemplu la noile generații, să ajutăm și să fim acea picătură în ocean care poate face diferența în mâine.
Let's Do It Romania are ca partener principal Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea au intervenit sâmbătă, 18 septembrie, pentru stingerea unui incendiu produs la o fabrică de mobilă din comuna Bujoreni. Sâmbătă seara, pe 18 septembrie, a avut loc un incendiu la o fabrică de mobilă din comuna Bujoreni. Sâmbătă la ora 22:01, Inspectoratul pentru Situații de Urgență General Maghiero al județului Vâlcea a fost solicitat pentru stingerea unui incendiu produs în localitatea Bujoreni, la pavilionul administrativ al unei fabrici de mobilă. Pentru stingerea focului a fost necesară intervenția a 3 autospeciale cu apă și spumă, a unui echipaj smurt și a unuia de descarcerare. Până la stingerea incendiului, au ars o hală în care se aflau vestiare pentru muncitori și un depozit de mobilă, cele două clădiri însumând o suprafață totală de aproximativ 130 de metri pătrați. Pentru stingerea incendiului, la fața locului s-au deplasat 3 autospeciale de stingere, un echipaj smurt și un echipaj de descarcerare. La fața locului, pompierii au constatat că incendiul se manifesta în zona vestiarelor și a unui depozit pe circa 130 de metri pătrați. Pavilionul în care s-a manifestat mai violent incendiu avea 42 de metri pătrați, acolo se aflau vestiarele, au fost afectate aparate de cafea, apă, bineînțeles vestiarele, de asemenea tavanul, izolația termică a tavanului, care a fost afectat atât în zona vestiarului cât și circa 20 de metri pătrați din zona birourilor care se aflau în imediată apropiere acestea. Operațiunea de stingere a incendiului a durat 45 de minute. A fost evitată extinderea focului în zona birourilor, precum și în zona halelor de producție. Incendiul a fost lichidat, fiind limitată propagarea acestuia la spațiu destinat birourilor, cât și la alte bunuri din apropiere, partea pavilionului în care practic se făcea mobila. Conform ISU Vâlcea, cauza probabilă a incendiului o reprezintă producerea unui scurt circuit electric, totul pornind de la izolația necorespunzătoare a conductorilor. Teatrul Municipal Ariel a deschis stagiunea 2021-2022 cu premiera piesei Dialog, spectacol cine-teatral în regia și scenografia lui Radu Botar și Mălina Andrei, cea care a creat coreografia și montajul. Duminică seara, la Cinema Geo Saizescu, Teatrul Municipal Ariel a deschis stagiunea 2021-2022 cu un spectacol de excepție. În premieră la Râmnicu Vâlcea, spectacolul invitat intitulat Dialog, un spectacol cine-teatral, a provocat publicul la dialog, un cuvânt căruia timpul pe care îl trăim i-a spart cu violență și ignoranță conținutul. Cei doi artiști încearcă să refacă din cioburi esența umanității, comunicarea. Cele două personaje, Radu Botar, cel care semnează scenariul și regia, și Mălina Andrei, cea care a creat coreografia și montajul acestei producții teatrale inedite, au avut o reprezentație demnă de Broadway. Numele meu ar trebui să fie D. Log. Și copilul meu, niciodată născut, acel A. Înainte de dialog se ridică întrebări. Mai au oamenii răbdare, putere, încredere să se asculte unul pe celălalt? Mai au ei nevoie de povești, zbor și visare? Întrebări care se rostogolesc de la un D către un log și invers, ce trec printr-un A frânt de inconștiența unui prezent născut din negarea înțelesului simplu și ancestral. Suntem pentru că alții au fost. Facem încă ceea ce facem pentru că alții au făcut înaintea noastră ca noi, la rândul nostru, să fim. Suntem virusați cu o viață de plastic, controlată la fiecare pas, cu fiecare respirație, cu fiecare bătaie de inimă, o viață surogat, repartată de curățenie și simplitate. Cer să zbor. Zborul de azi ne îmbolnăvește de singurătate. Suntem tot mai singuri în epoca lui tot mai siguri. Ambalați, înveliți
veniți în ambalaje clișeistice! Mălina Andrei, coregraful acestui spectacol, a fost provocată de textul scris de Radu Botar, pe care l-a ilustrat alocuri prin dans, limbajul universal al comunicării. Spectacolul este un dialog între jocul actorilor pe scenă și imaginea de film, în speranța ca astfel spectatorul să vadă, să simtă și să înțeleagă mesajul, să învățăm să ne simțim, să ne hrănim din nou cu noi. După spectacol a avut loc un dialog cu publicul. Acum, în prezent, aur este armonie, pentru că am trăit și am simțit armonia adevărată împreună cu un om foarte drag sufletului meu, un om care de curând a plecat să cucerească veșnicia. Și nu e nimic întâmplător. Și el tot un artist, deci acest spectacol este și pentru el un artist remarcabil în muzică și fotografie. Așadar, putem să spunem că acest spectacol este pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Dacă aș îndrăzni să vă întreb, care este aura dumneavoastră dintre dișilor? Ce mi-a să spun de fără asta pe gânduri? Când a fost ultima oară când ați mărturisit ce aveați pe suflet cuiva, fără să vă fie teamă de consecințe? Cu alte cuvinte, iată șansa de a dialoga cu protagoniștii acestui spectacol despre acest mesaj și despre complexitatea spectacolului pe care tocmai l-am văzut. Armonie, A, ancestral, autor, artist, vă mulțumim că existați și sper să existați în continuare ca artiști, ca pictori, muzicieni, actori, orice. Ca noi să putem zâmbi, ca noi să putem spera, ca noi să putem trăi mai departe într-o lume în care nu mai există A, nu mai există M, există doar M de la mut. Scoateți telefoanele din mâinile copiilor, puneți-le cărți de povești. Vă frumos, Ileana Cosânzeana, Greuceanu, măcar 2 sau 3 ore, luați-i din fața calculatoarelor, duceți-i în parc, dați-le copilăria înapoi. Tinerii din ziua de astăzi, spre durerea mea, mulți vorbesc numai prin onomatopei, dau limbaj. Dragostea, dialogul poate salva foarte multe. Este o scenă în acest spectacol în care pur și simplu dragostea te culege de pe asfalt. Acest flux de energie între noi și dumneavoastră întotdeauna va fi și va exista. Și atunci dialogul va fi întotdeauna. Viitorul Dăiești continuă seria de rezultate pozitive în campionatul celui de-al treilea eșalon fotbalistic. Echipa localității conduse de primarul George Popolan a obținut o nouă victorie, care îi consolidează primul loc în clasamentul seriei a 6-a. Etapa cu numărul 4 din campionatul Ligii a 3-a la fotbal a programat în seria a 6-a derbiul ocupantelor locurilor 1 și 3, Viitorul Dăiești în calitate de gazdă, respectiv Vedița Colonești. Cele două formații s-au înfruntat și în urmă cu o lună pe aceeași arenă, într-o partidă contând pentru Cupa României, reprezentanta județului Olt reușind să se impună atunci cu 1-0. Nimic interesant de consemnat până în minutul 19, atunci când Marian Roșianu l-a trimis în cursă pe Gabriel Precup, cel care, ușor dezechilibrat, a trimis plasat cu stângul și gazdele au deschis scorul. Rămânem la aceeași poartă pentru lovitura liberă executată de capitanul Lucian Iordache, perfect pentru George Neacșu, a cărui lovitură de cap a fost scoasă de Eduard Sanda. Același Iordache a executat cornerul respectiv, Robert Florian Pârvu s-a aflat la locul potrivit, a pus latul, dar balonul a trecut puțin pe lângă vinclu. George Neacșu s-a aflat la capătul ultimelor două acțiuni ale primei reprize. O lovitură de cap trimisă prea încet, dintr-o poziție incomodă,
comodă, dar și un șut destul de slab după o pasă semnată de Octavian Vasile. Pericol la poarta deieștenilor în debutul actului secund, atunci când la centrarea lui Ionuț Mihai, Robert Stancu a trimis puternic cu capul, dar transversala l-a salvat pe Cătălin Păușescu. Întreg stadionul a amuțit pentru câteva zeci de secunde. În urma unui duel cu fundașul oaspeților Marian Sanda, George Neacșu a căzut rău de tot și a creat mari emoții, în special echipei medicale. Masorul Costel Măianu și-a demonstrat profesionalismul și, în cele din urmă, atacantul deieștenilor a reușit chiar să continue jocul. O centrare la bara a doua a fost întoarsă în fața porții de Vlad Mocioacă, dar pericolul a fost îndepărtat de Marian Sanda. Oaspeții au avut șansa golului egalizator prin Mihai Gheorghe, în fața căruia s-a așezat bine Octavian Vasile, iar șutul s-a dus pe lângă poarta lui Păușescu. Pentru ultima fază notabilă, revenim la poarta oaspeților, aici unde Iordache a centrat la colțul scurt pentru lovitura de cap trimisă în forță de Adrian Popa, dar Eduard Sanda a intervenit salutar și a scos în corner. Viitorul Deiești câștigă așadar cu 1-0 și își păstrează fotoliul de lideră. Ne bucurăm pentru cele 3 puncte, a fost o victorie muncită, felicitări băieților pentru determinare, pentru ambiție, n-a fost un meci ușor, am întâlnit o echipă care are mulți jucători cu experiență, jucători de valoare, a fost pe alocuri un meci de luptă, dar una peste alta am reușit să obținem victoria și suntem toți fericiți. Ne bucurăm și că ne-am luat revanșa după meciul din cupă. Tot timpul jocurile contra celor de la Vediți au fost dificile. De data asta noi am ieșit învingători și suntem fericiți. Aflați la înălțimea celei mai înalte trepte a podiumului, dăieștenii privesc în jos către celelalte 9 componente ale seriei. E mult spus ceea ce spuneți dumneavoastră, dar e o apreciere bună și vă mulțumim. Dar este un drum lung. Este un drum lung, greu, dar să sperăm că ne vom menține acolo. Iată, astăzi am obținut 3 puncte cu o echipă foarte bună, vecinii noștri de la Colonești, și am reușit astăzi un meci bun, să spun, dar cel mai important este scorul, pentru că am obținut cele 3 puncte puse în joc, 3 puncte foarte importante, având în vedere că am avut 2 meciuri acasă. În etapa următoare, lidera pare a avea o misiune ușoară în deplasare la Universitatea Craiova 2. Ne așteaptă un meci foarte greu. Întâlnim o echipă cu mulți jucători tineri, mulți jucători de valoare, care sunt în anticamera echipei de Liga 1. O echipă care pasează foarte bine, o echipă cu jucători care joacă fără presiune, deci ne așteaptă un meci greu acolo. Vrem să ne pregătim, ne bucurăm de victorie până luni și de luni încercăm să pregătim cât mai bine meciul de la Craiova. Doamnelor și domnilor, aici ne oprim cu știrile. În câteva momente, colega mea Magda Popescu vă așteaptă cu subiecte noi la analiza zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine dimineață la ora 7. Să aveți o săptămână frumoasă. La revedere!